Fundașul bulgar Valentin Iliev, ultima achiziție a echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, a fost prezentat astăzi oficial în cadrul unei conferințe de presă. Apărătorul de 35 de ani a mai jucat în bănie la FC Universitatea în perioada 2010-2011, dar și la Steaua București în sezonul 2011-2012. Ultima dată Iliev a evoluat la CSKA Sofia. Tricoul de joc de care cred că ți-a fost dor. Bulgarul le-a promis suporterilor că va ajuta echipa să se califice în play-off. Cel mai important e toți împreună să dăm ce mai bine din noi, să merge echipa mai sus. De ce ales Craiova? Pentru că așa cealaltă echipă la Craiova. Așa m-a sunat antrenorul și președinte. Am vorbit cu ei, am și colegii mei aici care joacă la Craiova și el a zis foarte, și el a vorbit foarte bine pentru echipa și asta a fost un mare pozitiv să vin aici. Iliev nu va putea fi folosit la următorul meci din campionat cu CFR Cluj pentru că nu i-a sosit cartea verde. În plus, nici din punct de vedere fizic nu este la parametri maximi. Sincer, nu pot să zic că sunt 100%, dar acum stau aici 3 zile și am văzut că avem un antrenor de preparator foarte bun și cred că o să revin mai repede. Antrenorul Emil Sândoi așteaptă de la Iliev să înscrie și goluri, chiar dacă este fundaș. Îl apreciez foarte mult și eu am jucat fundaș central. Mi-a plăcut că el de fiecare dată a ajuns periculos și în fața buturilor adverse. A reușit să și înscrie. Acum mi-aduc aminte un gol pe care l-a înscris la Steaua. Nu mi-aduc aminte la Universitatea, dar... Deci un gol pe care l-a înscris pe terenul Stelei și mă gândesc că noi jucând în retur pe terenul Stelei poate o să se repete acea poveste, el îmbrăcând tricoul Universității acum. La CS Universitatea Craiova se mai află în lot doi jucători bulgari, Hristos Latinski și Apostol Popov.